Salutare, salut! Salutare, ce mai faceți? Bun venit! Bun venit! Astăzi este o zi minunată de primăvară. Într-adevăr, data trecută m-am uitat la ultimul clipuleț și ningea. Acum să știți că este soare, este frumos, am mers și prin parc, am făcut poze, așa că să intrați pe Instagramul nostru și acolo să vedeți pozele postate de noi. Aveți link în descriere. Da, exact, aveți link în descriere și puteți să ne urmăriți pe Insta. Hey. Și acum motivul pentru care am apărut amândoi este că vrem să update, să vă anunțăm update. Ceva. Ne căsătorim. Nu, am glumit. Avem un copil nou. No? Un copil. Nu. Deci motivul ăsta pentru care suntem amândoi este, ia zi tu Mihai, care? Păi să vă zicem de ce n-am mai postat, de ce n-am mai... Da. De ce n-am mai postat, am că te învață, adică nu, altceva am mai apărut. Sau jocuri. Jocuri am decis să nu mai postez pentru că o să trebuiască să-mi fac un canal separat. M-am gândit că nu dă bine totuși, avem prea multe genuri de filmulețe. Și vrem să facem totuși ceva strict de legat de păr și de meseria noastră. Cu toate că o să mai punem și vloguri cu salonul. Mă rog, cu salonul și din excursii. Sau poate o să punem pe canalul The Games, care va urma să-l facem. Dar nu știu sigur. Nu e hotărât, Mihai. Lăsați în comentarii acolo. Și spuneți dacă vreți un canal separat pentru jocuri și un canal separat cu Anca și cu păr și cu la-la-la, cu DIY, cu voluri. Da. Lăsați în comentarii. Pentru că și eu aș vrea parcă să fac niște filmulețe despre păr, că și eu am foarte multe cunoștințe în meseria mea asta de hairstylist. Vă pot da, nu știu, multe sfaturi legătură cu păr. Putem să facem multe chestii legate de păr, pentru că asta este viața noastră, părul. Da. Viața noastră, părul. Culorile în special și culorile astea cu mare ancuța, blondul. La asta mă pricep cel mai bine și asta pot face. Am făcut și un vlog în care am obținut culoarea ancuței și da, am stat undeva la 4 ore și am făcut vlogul ăsta. Și nu știu, mi-a dat așa o stare de bine. Da, mă gândeam că de rău. Nu. Hai să mult. Nu l-am editat filmulețul, încă mai avem, de asta am și postat recent ultimile filmulețe de la munte, pentru că din iarna a rămas cu ele. N-am mai avut pur și simplu deloc timp să mă ocup de vloguri, să le editez, să le și pun. Și încă mai am vreo 8 vloguri. Dintre care 3 sunt din excursii și restul sunt odată cu mutarea, pentru că noi de asta nici n-am mai postat. Da. Și am făcut vloguri, am filmat deci toate zilele. Deci ne-am mutat salonul, nu mai avem la Piața Unirii, ne-am mutat undeva în zona la Ștefan cel Mare. Da. Da, și am lucrat foarte mult, am circa 2 săptămâni și am făcut și vloguri. Două săptămâni plus o săptămână cu cliente, deci nu 3. Da, plus și că am avut, da. Cliente înainte de Paște, întotdeauna. De Paște și de Crăciun e super aglomerat și au fost multe și cliente. Și am lucrat cam vreo 5 zile așa consecutive de dimineața până seara și vă dați seama că n-am mai avut timp nici să postăm, nici nimica. Plus că am fost și presați de timp că trebuia să ne mutăm lucrurile. Da. Adică aveam deja programări, nu puteam să ne lungim așa la nesfârșit. Da, exact. Și a trebuit să ne mutăm, că a trebuit să evacuăm spațiul de la Unirii la sfârșitul lunii martie. Martie, da. Așa că am avut și de alergat după documente, să ne facem mai multe documente. Da. A trebuit să facem multe chestii într-un scurt, într-un timp foarte scurt. Da. Și da, dacă vreți să vedeți vlogurile astea de salon cu mutarea, cu renovarea, sunt niște sfaturi utile. Noi am renovat cu mâinile noastre salonul. O să vedeți acolo și cum arată înainte și cum o să arate după. Cum arată acum. Cum arată în momentul ăsta. Toți pașii pe care am făcut, am filmat. Încă n-am terminat, mai avem de luat una alta, dar în mare cam gata și, da. Adică cu bani puțin și voi vă puteți face afacerea voastră, nu știu, în cazul în care vreți să începeți ceva, pur și simplu vă închiriați un spațiu și îl amenajați
cu bani puțini și cu forțe minime și să dai drumul la treabă, ceva, ori de exemplu dacă faceți unghii sau eu știu, dacă sunteți în domeniul ăsta al frumusețărilor, pentru că nu trebuie nici foarte multe autorizații și foarte simplu, sau mă rog, orice, un birou, un cabinet, o... ceva. Sau nu pui un meseriaș și te papuși tu și renovezi tu pâinile tale. Da, și Ancuța este foarte șmecheră. Da. Da, are zbomul. Uite, ăsta ar bicep sus cât capul meu. Da. Mergem la sală, facem mușchi acolo. Sunt bai, ne-am îmbrăcat amândoi negru. Da? Cum s-a nimerit iar? Pal de negri. Poate facem filmulete și la sală, da. Că și ne place. Oricum trebuie să ne mai facem un canal neapărat, nu neapărat dacă este games, da, ceva da. Care nu are legătură cu părul. Mi-am gândit că e un pic așa, aducem eroare, mai ales că facem și DIY-uri care cu caiete. M-am gândit, frate, ce Dumnezeu, să facem toate grădinile facem ecologice. Pe toate, păi dacă da, să facem exact ce ne place. Păr, cu Anca te învață și cu păr și cu tutoriale și să facem unul cu toate nezbădile, ce ne trec nouă prin cap. Și cred că așa o să și facem, nu știu, nu ne-am gândit exact. Da, da, mai avem timp. Să vedem ce zice și șefa. Ne lăsați în comentarii și ne spuneți cam ce v-ar plăcea vouă să vedeți. Da. Ce fel de content, ce, că noi avem multe idei. Da, deci avem multe idei și dacă multe... o... pe care nici nu le-am folosit încă, adică mai avem da, încă da. Și alte tipuri de filmuleți pe care am putea să le punem, dar... Da, adică dacă vă uitați la vlogurile cu, cu salonul, cu renovat, o să vă dați seama că noi ne pricepem la multe lucruri. O să vedeți și pe Ancuța cum dă cu trafaletul de da. Zon. Probabil că m-ați mai văzut pe Instastory, că am mai pus, dacă da. Să intrați acolo Farele pe cont. Ancuței. Știu că vă uitați acolo. Să intrați acolo și o să vedeți da. Că mai punem. Pe Insta postăm mult mai des da. Decât pe YouTube, adică punem cam fiecare zi. Da, mai ales Anca. Da, da, bine, acum eu în ultima... Eu nu prea, dar... Acum în ultima perioadă n-am mai pus, că dacă da. N-am avut timp, abia astăzi am ieșit în parc să facem niște poze. Da. Dar de acum încolo o să postez cum postam de regulă, adică în fiecare zi. Așa că pe acolo puteți să mă urmăriți mult mai des. Mai pun și Insta Story, nu pun mereu. Dar de regulă încerc să pun mai des Insta Story decât... Dar așa poți deja să pun mai timp. Și Mihai la fel, deci puteți să ne urmăriți. Da, eu pun mai mult de la sale. Nu știu ce-mi trece mie prin cap. Păi, nu neapărat ce facem? Ce facem într-o zi? Mâncăm, mergem la sală, la salon, filmăm. Ce face omul, da? Hai să punem și când dormim, ce altfel. Da. Când dorme omul, nu? Da, da. Ți-ar plăcea să apar în timp ce fără-i. Da. Cred că o să plouă. Da. Nu? Păi și ce mai trebuie să mai zicem? Păi asta a fost motivul pentru deci care... Deci asta este update-ul. Asta da. De nu ne-a lăsat de YouTube, nu. O să facem în continuare, o să punem... O să facem Instagrame, o să mergem în excursii, o să facem tutoriale despre păr, o să ne mai începem un canal, astea sunt noutățile, da. De asta n-am mai postat. N-am sper avut să ne înțelegeți. Adică, bine, o să spunem, când o să apară vlogurile cu renovatul salonului, acolo o să spunem și o să vedeți și voi că suntem de dimineață până seara la salon, adică nu da. Ai timp să faci altceva. Și m-am gândit să le editez, dar să vedem cum și cu editatul, că mi-a cam două ore pe fiecare da, da. Vlog să le editez și asta ar însemna să stau două zile închis în casă, să vedem cum o să le postez, dar vreau cumva să ajung înapoi la timp, că totuși e cam nașpa, adică am ajuns să pun vloguri din iarnă acum. Și nu, dar bine, am văzut că mi-ați comentat cineva. Ce? E că e panică că vlogul din iarnă, asta este viața. Nu tot timpul ai tot timpul din lume. Suntem și noi oameni cu câteodată ai, câteodată nu ai. Da, asta e viața. Da. Da, ne vedem într-un nou episod, într-un nou vlog. Într-un nou vlog. Da, că ăsta-l băgăm la vloguri, asta e un vlog și el. Ăsta? Da. Ne-am băgut acum. Da. Vlog update. A, îl pui separat. Da. Punem acolo. Mă rog, urmează... Urmează Anca te învață. Da, urmează Anca te învață. De mile, mă rog, provat-o. Urmează ce urma. Urmează dar, Anca te învață. Da.
Da. Adică după asta o să filmeze Ancuța încă te uați. Da. Asta o să fac. Pa!